am văzut. Domnul doctor, diploma și cupa personalizată. Vă doresc succes, felicitări. Urmează doamna doctor Bădița Ileana. Dacă puteți. Da, 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 hai. Nu, bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Să-i mulțumim, să ne trage domnul deputat, pleacă la București, îi mulțumim din suflet. Eu vă mulțumesc, eu vă mulțumesc, să trăiți. Mi-a să presiunem în nație în continuare. Doctorul Bucura Gheorghe, poftiți să nu. Felicitări. Diploma și cupa. Domnul doctor, cine urmează? Bulciunescu Valentin, Vali. Valeriu. Mulțumesc frumos. Succes. Succes. Toate activitățile. Felicitări. Domnul doctor Bătăiosu Liviu a venit. Nu e bine. Păi nu. Stai puțin. Da? Da. Dionisia. Din doctor Bădica Dionisia n-a venit. Trebuia să vin la urmă. Bine, domnul doctor Ciobanu Marin, mergeți și mutați mașina, că l-ați blocat ieșirea. Și doamna? Domnul doctor Ciobanu, mergeți. Bădica Dionisie nu a venit? Nu, doamna, doamna. Să-i duci în urmă, eu vă doamna Ștefania Alin. Haideți să-i urlai, vino și ia eu și eu. Știu că tu zici. Dar întrebați, nu, păi anunțați aici. Se vede? Și felicitați-o, domnul doctor. Domnul doctor Borța Laurentiu. Domnul doctor Borța. Doctor Bostangiu, Ion, hai să vedeți. Aveți cupa și vă felicit și succes în continuare. Domnul doctor, doamna doctor Fosina este aici. Doamna doctor, succes în continuare și să aveți și mai multă putere de muncă pe Dunăre acolo. Domnul doctor Badea Marius. Marian. Domnul doctor Badea Marius. Marian. Președintele nostru, sigur că da. Trebuie să mai facă economie de lucrare. Felicitări, domnul doctor, felicitări. Doctora Poldoi. Doamna doctor Luminița Poldoi nu este. Da, o las aici. Așa. Doctor Ciufu, Ciufu Cătălin. Inclusivitate, poftiți. Doamne, doctor, vedeți în primar. Poftiți-vă, rog. Da, mulțumim. Și să fim mai disciplinat. Succes cu continuare. Succes. Domnul doctor Godolan Marian. Poftiți-vă, rog.
succes să aveți în continuare, să aveți grijă de dumneavoastră. Domnul Chesnoiu Cătălin, domnul Ceau Chesnoiu. Ce să vă doresc? Să le păstrați și să le amintiți cu drag. Am înțeles. Domnul doctor Călin Grigore a venit. Domnul doctor a venit mai târziu. Am acordat cu această zi cu domnul doctor cu ocazia primirea 83 de ani de la înființarea Colegiului Medicilor Veterinari din România. V-am mânat o diplomă jubiliare și o cupă personalizată. Dacă vreți să ne ziceți două, trei cuvinte, cu mare drag. Vă mulțumesc, domnule doctor. Urez colegilor mei, medici veterinari, să iasă la pensie onorabil, așa cum am ieșit și eu. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule doctor. Dacă nu știți, este scrie poezie, este președintele Uniunii Scriitorilor din județul Olt. Îl felicităm. Doamna doctor Ciucescu Nicoleta Gabriela este, da? Doamna doctor, vă felicit și vă dorim succes în continuare. Deși veniți din o zonă mai grea, să le păstrați, să vă amintiți de Colegiul Medicilor Veterinari. Am înțeles, da. Domnul doctor Cernătoiu Remus Nicușor. Da, Remus Nicușor. 0733-367. Domnul doctor, felicitări pentru tot ce faceți pentru profesie, să este părinți. Să le puneți acolo, să le bate. Domnișoarele dumneavoastră, când o fi mai. Doamna doctor Ciubitu Vergica. A venit, a venit. Este aici. Doamna doctor, vă felicităm și vă dorim în continuare să fiți tot la fel de activă. Da. Așa, așa că vin cu poze la doctor. Crucerul, domnul doctor Crucerul Constantin Daniel este aici. Crucerul. Domnul doctor Crucel, vă dorim succes. Domnul doctor n-a ascultat recomandările noastre de ivermectina și era să ducă și el în altă parte. Am avut emoții pentru că trei ani în urmă era și academicianul Mărunescu aici. Nici el n-a crezut în ivermectina și este la 2 metri tot. Domnul doctor Marian Ciobanu este aici și la afară venit. A ieșit să nu mute mașina. Haideți să o punem așa de moment. Așa. Doamna doctor Ciocunan Nicolina, îi dorim și dânsei să fie sănătoasă și uneori mai înțelegătoare, mai tolerantă. Succes! Domnul doctor Drăguț Ionel. Și România sa este unul dintre medicii care se implică în cadrul direcției sanitate penale. Succes și felicitări în continuare pentru ce faceți. Domnul doctor Doina Marian. Doina Marie. Este. Are și preocupări în sectorul avicol. Felicitări pentru tot ce faceți, pentru profesie și pentru dumneavoastră. Doina Ion, domnul doctor Daniel Doina. Domnia sa nu s-a acomodat cu direcția veterinară și a trecut în mediul privat. Nu ne rămâne decât să-l felicităm și să-i dorim succes. Felicitări pentru domnul doctor. La Gomini, la Simona. Uitați-o acolo. Simona, să rog frumos să vii. Simona noastră este șefa laboratorului sanitar veterinar. Ea chiar se implică acolo, sau asta este părerea mea. Îți doresc succes și felicitări. Să le păstrezi și să le gândești la Colegiul Medicilor Veterinari. Uite aici, nu a fost,
Asta este. Felicitări. Să o păstrești și să ce ai. Eu am pensit așa de la o vârstă, fii atent. Păcatele. Nu ești băiat cu mine. Aoleu, cred că pe Dobre ăsta nu l-am înțeles. Vai de mine. Bagă aici, nu? Acum, doamna, doamna, doctor, nu, da, Dinu Venușa, am zis bine, m-am adresat bine, Venușa, doctor. Aici, Venușa, pentru tot ce ai făcut tu și pentru faptul că te-ai gândit să părăsești profesia, îți oferi o diplomă și un trofeu. Aveai de gând să pleci, știu, nu mai spun. Te felicităm pentru gândurile frumoase privind profesia de medic. Domnul doctor Dumitrescu Nicolae Sergiu. Este? Sergiu este? Nu e. L-ați văzut? Nu e. Că trebuia să vină. Dacă nu e nici popa, nu e. Diploma pe care l-au primit până aici. Nu vine, Maria. Doamna doctor Duican Daniela, ea e Daniela? Daniela de fapt. Păi aici e Daniela, nu? Da, cea tânără. Care este doctor? Așa este? Fel. Și nu mi-a dat drum. Felicitări, vedeți? Nu știu să spun acum. Doamna doctor Dumitru Nadia Maria. Laboratorie, nu? Nu e Nadia. Nu e, nu? Nu mai este? La noi este în evidență. Domnul doctor Dosin Dan. Deci, domnul doctor Dosin Dan. Nu e doamna doctor Sanda. Haideți dumneavoastră, dânsul este bună viola. Să-i îmbrânați, dați-i cupa pentru domnul doctor Dosin. Eu îmi urmează dumneavoastră, vă rog frumos, și felicităm și dorim sănătate multă. Doamna doctor Danșa Georgeta, Danșa Georgeta. Să fii și mai înțelegătoare, succes și felicitări, doamna doctor, pentru tot ce faci. Cine? Iova Gabriel? Cine este? Deci, familia cu mai mult. Ai de la... Iasă, eu... Eu... Dacă Gabriel, domnul doctor, dacă Gabriel este? Eu, dacă Gabriel... Ia, încet, du-te într-o ordine. Pune într-o ordine acolo. Dacă știi, dacă o știi, dar dacă nu, la urmă. La urmă. Eu, domnul doctor, eu vă dam. Nici el nu este? Uite, doctor, nu vreau să mă pune. Păi, da, dar mie... Nu vreau să mă pune, doctor, mai zine, le dăm după aceea. Da. Aveți aici o, o diplomă și o cupă personalizată. Vă doresc succes în activitatea profesională privată. Așa. Doamna doctor Ionescu Ștefania. Nu e nici nu s-a nu venit. N-a venit. Ionită. La urmă, Ioniță, doctor Ioniță, Ionela, Alina, Amalia. Nu este. Domnul doctor Neacșu Romeo Marius. Neacșu Romeo Marius. Este, pe dați-o cuma. Felicitări, domnul doctor, felicitări. Succes în continuare.
Dar doctor Ciupito, o să vă invit să ridicați diploma domnului doctor Ștefan Nicolae, l-am anunțat și m-a rugat să o ridicați dumneavoastră. Noi îl felicităm colegiul pentru tot ce a făcut pentru profesie. Doctor Cornel Gherghina, Gherghina Cornel, nu l-am văzut. Este doctorul Gherghina Cornel. Domnul doctor Geru Daniel este. Vă rog, domnul doctor Geru. Probabil că este și doamna aici. Domnul doctor, aveți diploma și cupa și vă felicit. Doamna doctor acum, soția, doamna doctor Geru Cristina Violeta. Felicităm, aveți cupa și diploma succes în zona de nord a județului Gâlcea Mare. Doamna doctor Ghiță Marinela. Este, nu? Doamna doctor, vă felicităm și vă doresc succes în continuare. Să țineți la loc de cinste, că meritați. Doamna doctor Gaga Nicoleta, doamna doctor Gaga Nicoleta, nu este? Da, este, este, este la fumat. E la fumat? Haideți că eu cum ești deoparte. Joase, doamna doctor, Joase Cristi. Este, Joase Cristi. Începuși? Trebuie să ce faci? De aici și așa. Facem o poză. Da, succes! Și vă felicităm pentru tot ce fac. Așa crești. Domnul Gherghina, Gherghiță Ali Mihai. Gherghiță. Doctor Gherghiță, felicitări! Să le păstrați și să vă bucurați de ele. Domnul doctor Ion Paul, este și la noi, da? Domnul doctor Ion Paul are și un cabinet de liberă practică foarte bine dotat. Succes, domnule doctor, meritați cu dragul, să le păstrați cu plăcere. Domnul doctor Ivan Ionel Ali. Doamna doctor Iacului Paul, nu ești, nu? Deoparte. Ionescu George Slavi, este. Domnul Ionescu George Slavi, este. Felicităm să le păstrați și să vă gândiți la colegiul. Domnul doctor Manolache este tânărul nostru absolvent și încadrat de un an de zile. Manolache Ionuț. Deci, domnul doctor Manolache, nu mă aude? Vă rog. Domnul meu, diploma și cupa. Să vă fie de folos și succes acolo. Moldoveanu, doamna doctor Moldoveanu Florina. Doamna doctor Moldoveanu Florina, nu e? Și domnul doctor Mierleșteanu, unde ești? Domnul doctor Mierleșteanu a plecat? Nu, este, este. Domnul președinte al Asociației Colegiul Medicilor Veterinari, în mod de respect și recunoștință pentru activitatea dumitale depusă de-a lungul profesiei, vă mare drag. Domnul Minescu Mnețe. Minescu,
A, domnul Marinescu Gheorghe. Marinescu este. Nu veni? Da? Marinescu? Ai venit cu slavă? Da. Dar de ce n-a venit? Domnul doctor Marin Valentin Romeo. Este Marin Valentin Romeo. Doctor, felicitări! Să aveți grijă de zonă și vreau să fiți sănătos. Doamna doctor Maria Virginia. Este doamna doctor Maria Virginia. Felicitări, doamna doctor, felicitări. Doctor Martin? Nu vine mai târziu, doamna doctor Martin. Cine? Nu e, doamna parte. Nici Mitroi nu este doamna doctor. Domnul doctor Răducea Cătălin. Este. Încet, încet, lacrimă. Că scrie pe ele, dar scrie și pe... Răducea Cătălin. Întâi vă dăm diploma și vă felicităm. Și acum... Și a arătăți domnului Fostina, nu te mai tată zic, ce-am obținut eu, că am muncit. Așa, vă și după muncă. Raiu, Maria, felicitări și pentru tine, stai să ne dea și cumva. E, asta este? Felicitări! Ce? Unde este? Domnul doctor Stănescu Valentin Romeo este. Stănescu Sabin Valentin. Este domnul doctor Stănescu. E un Golf 5 cu E în capa. Trebuie mutat. Golf 5, E în capa. Aici, domnul doctor, să ne ține și în bibliotecă să vă amintiți de lucrurile plăcere. Bună ziua! Domnul doctor Ștefănescu Ion. Este. Felicitări, domnul. Pentru toată activitatea desfășurată cu Comisia de Deontologie și Instituții și pentru profesie. Domnul doctor Stoica Ion. Este domnul doctor Stoica Ion. Doamna doctor, trimiteți-mi pe loc. Domnul doctor, vă felicităm. Să ne păstrați, să nu uitați la ele. Voi, mi-aduc aminte de voi. Succes! Domnul doctor Spărul Vicenciu. Este la urmă de ei. Stoicea Gigi. Domnul doctor Stoicea Gigi. Doamna doctor Șerban Alexandrina este. Din Tomișoara, doctor Șerban Alexandrina este. Păi, a schimbat numele, doamne. Vă felicităm și vă dorim succes în zona dumneavoastră și fiți sănătate. Sănătate. La urmă. Doamna doctor Stoica Viorica. Stoica Viorica. Felicită, doamna doctor, încet. Și succes în continuare în zonă. Vă mulțumim pentru activitate. Doamna doctor Santa Maria, este și de Santa Maria. Este doamna doctor Santa Maria. Doctor, succes, vă dorim în continuare. Aveți grijă de dumneavoastră. Sergiu, doctor Stoian, Sergiu Aurelian.
Succes! Succes la timp, mulțumim! Doamna doctor, știți buneta! Doamna doctor, succes! Vă doriți să mulțumim pentru activitatea desfășurată. Domnul doctor Tănase Florin este domnia sa prezent. Tănase Florin. Mulțumim și succes în continuare să aveți. Domnișoara Tănase Florin. Nu, nu este, doamna. Secundă. Acesta este un toate a pasiunea. Aici, Angela. Felicitări, este? E la coacoa. Doctor Tichigiu, Tichigiu Lucian Cătălin. Cred că este? Felicitări pentru activitate. Domnul doctor Petrișoia, unde este? Vin, dar l-am fetițat, mai vin. Da? Mai departe. Și eu mă duc la mea. Vin amândoi. Unde deoparte, că să vezi ce gândește. Domnul doctor Pricina Nicolae este? Domnul doctor Pricina Nicolae. Este acolo. Domnul doctor, felicitări și succes în continuare. Să puneți acolo biblioteca la dispensar, că aveți dispensar pe unde aici. Domnișoara doctor Popa Venera. Domnișoara doctor Popa Venera. Eu ce să vă doresc? Să vă felicit pentru activitate și să vă mențină Dumnezeu obiceiul să veniți la întâlnirile noastre, că nu aveți de ce să fugiți de noi. Să luăm la felicitări. Domnul doctor Popa Dorina. Nu, nu e. Nu este, nu? Am pus-o foarte. Nici pițurile era, domnul doctor? Nu e, nu. Domnul doctor Petru Constantin. Este. Petru este, domnul doctor Petru. Da, este. Da, mai este acolo. Noi vă felicităm pentru activitatea dumneavoastră și la zona dumneavoastră și să țineți acolo, să facem domnișoara dumneavoastră, când să o face mare. Doctor Popa Claudia Doina. Vă felicităm și vă doriți succes în continuare. Să vine puneți acolo. Domnul doctor Popa Gigi și domnia sa este. Coleg care a investit tot în profesie, felicitări și succes. Să vă rețineți, să vă rețineți obiceiul. M-a întrebat de dumneavoastră și la facultate, m-a întrebat de trecută. Doamna doctor, domnul doctor Zaharia Lucian Ior, cred că e tânăr, nu? Sunteți Ion? Succes! Vă felicit pentru toată noastră, vă felicit pentru toată. Zorzoliu Mircea Iulian. E băiatul lui Gabi, dă-mi o să Gabi. Gabi, te rog frumos să vii să rămânezi la public, ca să nu mai păstrăm e luna de miere. Felicitări. Domnișoara doctor Zafir Veronica. Este domnișoara doctor Zafir Veronica. Felicitări și succes în continuare. Aici vine cu nata.
Mi parla il dottor Livia Giorgioliu, ma non è questa. Ma tutto è felicità di successo. A vestigio di sorte. Sciare di gennaio. Gabi, dottor, meritassi in sorte subito a questo trofeo. Se il puneți, vi tine lângă alte trofeele mai aveți, la cabinet, și să vă menține Dumnezeu sănătoși, aveți în continuare activitate, doamneți, acum. Vizantie Mihaela Simona, doamna doctor Vizantie Mihaela Simona, în ce să ne vezi că la ora 16 vine mâncare și vine muzica. Să rugă și succes, doamne, să mă bucurați. Nu mai bine, da, are o problemă acolo. Neașul e un genitor, un astăzi, da? Da, neașul e da. E vorba de Diego, niciodată nu a venit. Da. Asta e. Dacă, da. Domnul doctor Zaharia Horia Viorel, tânărul Zaharia. Domnul tânăr Zaharia Viorel. Nu a venit, ba da. Felicitări de tot și succes acolo. Să te ajute în continuare, să te bucuri de el. Cine este? Domnul doctor Mitrițoaia Mariu Ștefan. E domnul doctor Mitrițoaia. Succes, să vă bucurați de el. E, acum le invităm pe domnul doctor Deciuiu Alexandru, fostul director al Direcției Sanitare, al Inspectoratului Copilului, să-i mânăm și dânsului, domnul doctor Deciuiu, să-i mânăm cupa și doctorul Mirneșanu. Ia vezi, doctorul Deciuiu. Ei vorbesc acolo și nu înseamnă. Merge, domnul doctor. Domnul doctor, colegiul vă mânează cu tot respectul o diplomă jubiliară și cupa personalizată și vă rog să traduceți câteva gânduri. În asta a fost, pentru cine nu știe, pentru tine, a condus județul mulți ani ca inspector și domnul și director, primul director, vă rog. Ce vrei? Ce vrei? Te mulțumesc pentru ce mi-ați oferit astăzi. Vreau să transmit un salut tuturor colegilor. Mă bucur că după o perioadă destul de lungă am avut plăcerea și onoarea să ne întâlnim. Și doresc din tot sufletul la toți colegii multă sănătate și numai bine vă doresc. Mulțumim domnului doctor, îi dorim să ne dată în continuare. Îl invităm pe alt tânăr. Doctorul Dan Dosinescu, Dane, știi că te deplasez mai greu? Am să vin eu către tine. A fost șef de serviciu, pentru cine nu știe, foarte mulți ani. A fost și director adjunct și a refuzat, a dimisionat. Unde este Dan? Uite, vin eu la tine, ca tineretul. Îți doresc sănătate multă. Acesta este diplomat. Și cupa personalizată. Și te rog să spui câteva gânduri. Pune-le acolo. Da. Da. Spune că starea sănătății nu-i permite, dar nu-i nimic acolo. Nu-l iertăm asta. Cine urmează? Domnul doctor Dică Ior, vină cu așa, că Matale ești mai sportiv. Domnul doctor Dică, hai, hai, hai! Păi ce? Să vă vadă lumea, să vă vadă colegii, să vă cunoască. A fost și nostru șef de serviciu în Direcția Veterinară, a mulți ani, un om deosebit, felicitări și pentru fosta activitate, e cupa și aceasta este cupa, ați avut diploma, să le păstrea și să răstânge de mai bine. Mulțumim, domnule doctor, frumos! Ei, acum invităm un alt
fost director pentru foarte mari, domnul doctor Popescu George Alexandru. Ia, nu puteai veni. Puteți veni, doctor? Domnia sa n-a condus serviciile veterinare, ci agricole, dar e medic veterinar, un medic deosebit. Și cupa personalizată, s-o păstrați și vă amintiți de noi. Dacă doriți să spuneți. Sărbătoarea doamnelor și domnișoarelor, bună ziua, stimați colegi, stimate colegi. Sunt emoționat. Vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că am fost invitați, cei care am adus servicii profesiei pe care o reprezentăm. Sigur, e greu ca să suporți o astfel de izolare vis-a-vis de vârstă. Astăzi am tăria să vă spun următorul lucru. Anul acesta împlinesc 3 sferturi de veac. Sunt mândru că am reprezentat această profesie. N-am precupețit sub nicio formă, niciun fel de efort personal sau familiar, ca să nu existe niciun fel de reproș vis-a-vis de modul în care mi-am exercitat profesia. Vă doresc dumneavoastră, celor care reprezentați în continuare și duceți mai departe profesia, să fiți sănătoși, să nu neglijați sub nicio formă ceea ce reprezintă pentru o mare parte din noi un simbol, profesia de medic veterinar. Vă mulțumesc încă o dată, domnilor care ați organizat această întâlnire, să vă țină obiceiul Dumnezeu să ne chemați și la anul. Da, mulțumim și vă doresc sănătate multă, să aveți grijă de dumneavoastră. Toți au trecut prin COVID și au fost pe lângă un pas de a ne părăsi. I-am ajutat cât am putut. Îl invit acum pe domnul doctor Duiu Marian. Duiu Marian, e aici. Domnia s-a lucrat în Farmaret, acum a venit și la noi în Bețean. Îi dorim succes să răspundeți invitațiilor noastre și ale colegilor, luați diploma și cupa și să vă bucurați de el, domnul doctor. Domnul doctor Ionița Andrei George, e un tânăr absolvent, care și de sus a avut cabinet și lucrează în medicina veterinară. Succes! Și te bucur de el! Avem un nume, doctor Cristea Eduard George, este un tânăr, da, știu, lucrează în mediul farmaceutic, e medic veterinar și nu a ajuns, vine de la București, o să-i punem deoparte. Ia, haide, domn director. Bine, pace. Felicitări. Domn director, haideți, acum îl invităm. Am lăsat mai la urmă pe cei cu funcții. Că mi s-a părut că sunteți mai importanți dumneavoastră cei care lucrați jos. Din punctul meu de vedere, glumesc. Îl invit pe domnul doctor Borbonea Veronel Florin, mereu i-am zis Veronel Florin, directorul Direcției Sanitate Veterinare. Domnule director, vă mânăm și dumneavoastră aceeași cupă și aceeași diplomă jubiliară din partea Colegiului Medicilor Veterinari. Să vă bucurați de ele și să le sprijiniți cât puteți. Acum, dânsul fiind directorul Direcției Veterinare, nu-l solvez de rugămintea de a vă transmite și a ne transmite câteva gânduri. Vă rog, domnule director. Mulțumesc, domnule doctor. Bună ziua. Bine ați venit. Mă uitam mai devreme în sală la colegii care veneau și spuneau anii trecuți, domnule, să ne mai vedeți și noi când facem următoarea întâlnire, că a trecut cam mult de când ne-am mai văzut. Și astăzi am avut șansa să ne vedem cu toții o zi de bucurie. De bucurie pentru că
A trecut ceva timp nerevăzut, de bucurie, pentru că în intervalul ăsta s-au întâmplat lucruri frumoase, atât în ceea ce privește, sau ce îi privesc, medicii de liberă practică, medicii oficiali, ocazie pentru care stau să fie, și n-am trebuit să vă mulțumesc, mă emoționez, pentru că astăzi, uitându-mă în sală, mi-aduc aminte de perioada grea. O perioadă în care, odată cu debutul COVID-ului, sau nu, prima dată a debutat pesta care am tot crezut că s-o ținem noi departe și nu va veni, că poate vor reuși, dar n-am fost așa de norocos și poate pot spune că am fost și mai ghinioniști. Cu ajutorul dumneavoastră, mi-aduc aminte întâlnirea de la Stoienești, cei care au fost, care a fost momentul primordial din punctul meu de vedere și am văzut ce înseamnă adevărata colegialitate și adevăratul caracter. Chiar dacă, de-a lungul timpului, au existat, așa e viață, mai ne supărăm, dar supărări care sunt trecătoare, în efortul nostru comun, n-am făcut decât să ne facem datoria așa cum trebuie, o datorie și o profesie de care suntem mândri și nu vreau decât să vă mulțumesc tuturor, pentru că fără dumneavoastră nu puteam să realizez ceea ce am realizat la Direcția Sanitară Veterinară și diploma e datorită dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc, la mulți ani, sănătate și să reușiți în ceea ce vă propuneți, atât familial cât și profesional. La mulți ani! Domnului director, și adresăm și noi rugămintea să fie mai tolerant, mai îngăduitor, mai înțelegător, pentru că una e teritoriul din comună și alta e clădirea autorului direcției sau de autorinare. Vă vorbește unul care a fost de două ori director și știu asta. Însă, până una alta, colaborăm bine. Mai sunt probleme, dar îl rog să fie, împreună cu echipa domniei sale, mai înțelegător. Nu totdeauna teritoriul ce stabilești la birou coincide cu teritoriul. În continuare, îl invit pe un alt fost director, domnul Popa, doctor Popa Vlad Viorel. Domnul doctor, dumneavoastră sunteți în putere, sunteți stângă, până la 95 de ani mai aveți mult. A fost și șoferul de laborator, a fost și director. O personalitate a profesiei sanitare veterinare este părerea mea și nu uitați că eu am un titlu științific și eu dau cu respect și considerație față de tot ce i-a dat Dumnezeu în creier pentru a dezvolta profesia aceasta. Este o diplomă jubiliară și o mai dăm, domnule doctor, să o puneți acolo, o cupă personalizată la 83 de ani de la înființarea colegiului. Și acum, vă rog frumos, câteva cuvinte. Am senzația că doctorul Bozga aranja lucrurile în așa fel încât acest microfon să nu funcționeze cum trebuie și din sală să nu se audă nimic. M-am chinuit să-l aud pe doctorul Popescu, să-l aud pe doctorul Greceu, n-am înțeles nimic. Asta înseamnă ori nu știu ei să vorbească, ori a aranjat ceva a dumnealui, după cum știu eu, cam se poate. Da. Data trecută v-am spus o poveste legată de să vorbesc, să nu vorbesc, să critic, să nu critic. Mai bine stau jos, am încheiat citatul. Asta era atunci. Acum am îngăduit să vă spun altă poveste. În 1973-74 eram când dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră, mare majoritate, nici nu erați prezenți, pe sol, pe pământ. Eram cu colegul nostru, doctorul Moștenescu, undeva pe Valea Oltului. Mergeam la CAP Podlogeni. Nu știu dacă astăzi mai există clădirea respectivă, dacă nu mai e, în sfârșit. Am ajuns acolo, se vedea în fundul aleii pe care pășeam un paznic. Paznicul ăsta era tot ce se poate închipui ca arătare. Numai paznic nu era.
închipuiți-vă că avea un baston care era mai mare decât el. Stătea pe scările sediului unității CAP. Pe aleea respectivă și de o parte și de alta erau cireși. Într-unul din cireși era un cetățean care culegea cireșile și le arunca jos. Între cele două persoane a avut loc un dialog. Închipuiți-vă, unul spunea și celălalt răspundea la 5 minute. Paznic, culesești, culesești, omul de pom. Păi ce dacă culesei? Se dă jos în cireș și ia căciula și începe să adune cireșele pe care le-a aruncat și le pune în căciulă. O umplu și o umplu și... Păi ce dacă umplui? Vezi că te scrisei? Păi ce nu mă ștergi? Am ajuns la paznic și colegul meu îi spune paznicului: bă, Dăică, știi ce a zis ăsta? S-a zis o vorbă rea. Aoleu, și era și ciobanul nostru. După două săptămâni am trecut prin același loc. Și acolo îl vedem pe paznic, care în secunda când l-a văzut colegul cu care eram, s-a repezit la el și i-a zis în felul următor: auzi, știi că i-am zis și a zis că n-a zis. De aceea vă spun să fiți sănătoși, să ne vedem ani în șir, să vă dea Dumnezeu toate cele bune. La mulți ani! Mulțumim domnului doctor Cunin pentru mesajele foarte frumoase și cu dumneavoastră mele. Da? Da? O invit acum pe doamna doctor Băcănaru Iuliana Viorica să-i înmânăm diploma și cupa. Doamna doctor, aveți diploma și aveți cupa. Vă dorim succes și vă mulțumim pentru implicare. Acum ne vin pe domnul doctor Constantin Radu. Așa, aveți și cupa, succes și vă felicităm pentru tot. Să o păstrați acolo, să rămâne ca amintire. Doamna doctor Zăinescu Elena, v-am zis că ordinea nu a fost totdeauna, dar aici s-a respectat. Doamna doctor, vă dorim multă sănătate, să reveniți de câte ori aveți nevoie printre noi și felicitări pentru întreaga activitate profesională desfășurată în cadrul profesiei noastre. E recunoștință pentru dumneavoastră. O invit acum pe doamna doctor, tânăra doamna doctor Elena Fulga. Nu puteam să vină? Doamna doctor, puteți, da? Pentru cine nu știe, doamna doctor a lucrat în serviciul de sanitate veterinare, în direcția veterinară. Doamna doctor, felicitări! Și aceasta este cupa personalizată. S-o păstrați să... Fiți de colegiu. Urez tuturor colegilor mine, pe care nu-i mai cunoaște, multă sănătate și mult succes în profesia noastră, foarte nobilă. O profesie nobilă. Mulțumim frumos pentru gândurile frumoase. Acum îl invit pe domnul doctor Florin Fulga, tânăr. Florin Fulga, dânsul a avut iarăși funcții de conducere în, și în profesie și în industria alimentară. Unul dintre colegii care a fost aproape de noi întotdeauna, domnul doctor, vă dorim sănătate multă, că la pensie ce pot eu să vă doresc, să o le puneți în bibliotecă, să vă amintiți de colegiul medicilor veterinar de la Olt. Sănătate multă, vă felicităm! Acum îl invit pe domnul doctor Jircu, Jircu Iulie, Ilie. Jircu Ilie este, urcați-l la Dumnezeu. Haideți, domnul doctor, și eu dau, să-i dau și parte bune. Să-i dau pe un da. Domnul doctor, a
aveți diploma și cupa, sănătate multă, vă felicităm și la urmă, avocat. Îl invit pe domnul Copilescu. Se rămânește pe domnul Copilescu. Aveți diploma și cupa personalizată. Să vă bucurați de ele și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru profesia noastră. Domnul doctor Vârtosu este? Doamna doctor Popescu Mihaela Liliana, e doctorița umană. A venit? N-am văzut-o. E făcut să domnul economist Mari Cuțoiu n-a venit și a promis că vine auditul domnul director. Da, mă rog, când o să plătească o să vină, când e degeaba lor. Domnul Jean, domnul economist, trăinul Jean Alin, nici el nu este? Domnișoara inginer, Fiera Elena, lucrează în laborator. La domnii și doamnele inginere și asistenți le-am oferit câte o diplomă. Felicitări, doamna, felicitări. Doamna inginer, Covic Maria Aurelia, este? Covic. Felicitări, doamnă. Am mânat o diplomă în semn de recunoștință. Domnul inginer Preda Ionel Radu. Preda Ionel nu este? Asistent Pârvo Monica. Și-au anunțat prezența. Nu sunt? Nici Pârvo Daniel, că ăsta-i soțul. Asistent Filicel Ștefan. Persoane serioase. A anunțat că vine și a venit. Felicitări, domnul Felice. Felicitări. Succes în continuare în laborator. Domnișoara inginer Costea Anca. Costea Anca. Unde este? E aici? Costea Anca? Nu, nu, mai este gelul. E la cumnățelul tău. Nu eu de la lua. Vicu, Mărgineanu Iosif, Vicu n-a venit? Cum lipsește? Apare. Apare, nu? Da. Dacă mai este cineva pe care nu l-am strigat, mai sunt încă 40 de cupe și dar știam că nu vin, că m-am anunțat și nu le-am luat, dar mai avem aici. Dacă cineva a mai venit, îmi rog să-mi spun. Bine, eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru profesia medicală veterinară în numele biroului executiv al Colegiului Național Veterinar din județul Olta. Vă felicităm pentru că existați și ne punem în dumneavoastră o mare încredere. Acum declar închisă prima parte, o să vină să servim aperitivul și o să vină muzica. Ce s-ar întâmpla dintre nu ți-am râs de când ai plecat. Nu știu cine a spus ultimul cuvânt și n-am despărțit pentru vorbă. Voi, după aceea,
ce-am fost. Vom alege strun, fără niciun rost. Nu știu cine a spus ultimul cuvânt și îmi despărțim pentru vorba mea.
Se lo sento, tomo.